Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Este ultima ediție 360 Medical din acest an și vreau să marcăm astăzi și 2 ani de când realizăm această emisiune împreună cu medicul Nicolae Fotin, pe care îl salut, este în platou alături de mine, cum deja v-am obișnuit. Bună ziua, vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru prezență și vă doresc un Crăciun fericit. Bună ziua, un Crăciun fericit și telespectatorilor noștri. Și celor care ne urmăresc, bineînțeles, și care ne-au urmărit pe parcursul acestor 2 ani și vă mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Vă promitem și pentru anul care vine emisiuni la fel de interesante și cu invitați la fel de special, cum deja v-am obișnuit. Am adaptat subiectul de astăzi la vremea de afară. Sigur, este o perioadă de sărbătoare și trebuie să ne îndreptăm atenția spre lucrurile frumoase. Dar întotdeauna este bine să fim precauți și, nu-i așa, bine informați. Vom discuta despre bolile respiratorii, boli care afectează un număr mare de persoane din România și din întreaga lume și vom pune accent pe astmul sever. O salut și pe doamna profesor universitar, dr. Roxana Nemeș, medic primar pneumologie, medic specialist pediatrie. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Crăciun fericit, doamna doctor! Bună ziua, Crăciun fericit dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și toate cele bune domnului doctor în platou. Eu sunt Aneta Sângerzan, începe chiar acum 360 Medical. Și începem discuțiile. Doamna profesor, m-aș adresa pentru început dumneavoastră prin a vă întreba ce este astmul sever. Vreau să ne explicați și telespectatorilor să le povestiți despre această afecțiune. Mulțumesc de întrebare. Astmul sever este o formă debilitantă a astmului care afectează până la 10% din bolnavii care sunt diagnosticați cu astm și se poate dezvolta în copilărie, adesea în asociere cu alergii sau poate apărea mai târziu în viață din cauza infecțiilor respiratorii, modificărilor hormonale sau expunerii la anumiți factori de mediu. Pacienții care sunt diagnosticați cu asever au de obicei cea mai scăzută calitate a vieții, au cel mai mare risc de morbiditate și mortalitate și practic consumă cea mai mare parte a resurselor medicale. Dacă ar fi să-l deosebim de așa numitul astm obișnuit, astmul sever rămâne în cea mai mare parte necontrolat, în aproximativ 40% din cazuri, în ciuda administrării unei terapii corespunzătoare acestor pacienți. Astfel, practic, viețile domniilor lor, viețile pacienților care sunt diagnosticați cu asever, sunt adesea afectate în mod dramatic de povara pe care reprezintă această boală. Domnule doctor Fotin, v-aș întreba pe dumneavoastră care este impactul astmului în general la nivelul populației și nu vreau să ne referim aici doar la România, ci la întreaga lume. Bolile respiratorii cronice, cele care afectează pacienții o perioadă îndelungată de timp, sigur știm cu toții că au un impact deosebit asupra pacienților, asupra calității vieții, sunt afectate la nivel global. Sunt date care arată acest lucru, peste 1 miliard de persoane ca suferind de boli respiratorii cronice. Dintre acestea, astmul, ca parte a acestor boli respiratorii cronice, astmul în sine fiind o boală cronică care afectează copiii, adolescenți, adulți, vârstnici, pe toată perioada vieții, adeseori, reprezintă peste o treime din acest miliard. Aproximativ 340 de milioane de persoane sunt evidențiate ca fiind diagnosticate cu astm bronșic la nivel global. Dintre acestea, 30 de milioane sunt la nivelul Europei, aproape 25 de milioane la nivelul Statelor Unite. Dintre acestea, cum bine spunea doamna profesor, 10% dintre cazurile de astm sunt descrise ca fiind forme severe.
Dintre aceste 10%, 40% sunt cele care nu pot fi controlate de medicația existentă. Prin urmare, este clar și evident pentru oricine că astmul reprezintă o problemă de sănătate publică în cadrul complexului mari de boli respiratorii cronice, prin perioada lungă de boală, prin tipul de crize, prin mecanismele care sunt implicate în apariția acestei boli. Sigur, poate să fie alergică sau non-alergică, mecanismul de apariție a tipului de astm. Și, evident, cu costurile aferente acestei probleme, atât la nivel individual, cât și la nivel de sistem de sănătate, sisteme de sănătate în general. Doamna profesor, vreau să discutăm puțin despre simptomatologie. Care ar fi cele mai frecvente simptome ale astmului? De departe, cel mai important simptom în astmul sever rămâne dispnea, acea senzație, acea dificultate în respirație pe care pacientul o manifestă atât în timpul nopții, poate să rămână fără aer, dar mai ales când face efort și vorbim de activități care devin din ce în ce mai mici ca și efort. Din nefericire, persoanele diagnosticate cu astm sever trebuie să facă față problemelor de respirație mult mai des decât persoanele obișnuite, fapt ce le influențează în mod direct calitatea vieții. Dacă în mod conștient nu realizăm că respirăm, respirația este un lucru extraordinar, dar devine foarte important atunci când, în ghilimele, îl pierdem sau când facem un efort deosebit ca să respirăm. Practic, pacientul cu ASV conștientizează la propriu orice inspir, orice expir, pentru că acest lucru devine o luptă pentru domnia sa. Și atunci, cred că cel mai important lucru este să fie conștient de această afecțiune, de tratamentul pe termen lung, practic toată viața pentru această afecțiune, de efortul pe care îl fac medicii alături de domnia sa pentru a menține această afecțiune sub control. Pentru că alături de dispnee, pacientul poate să experimenteze tuse, o tuse care este supărătoare, senzație de wheezing, acea respirație eșuierătoare, dar și faptul că are o anumită constricție toracică. Domnule doctor Fotin, vorbea foarte bine doamna profesor de anumite simptome și sunt persoane care adesea confundă simptomele astmului cu cele ale unei banale alergii. Cu precădere, în ultimii ani, de când au apărut tot felul de teste prin care putem să ne testăm alergiile și o sensibilitate. Îmi vine în minte, de pildă, sensibilitatea la ambrozie, despre care mai de mult nu știam mai nimic. Acum tot mai multe persoane sunt sensibile la această plantă. Sunt confundate simptomele astmului, poate a unei forme incipiente a acestei afecțiuni, cu o banală alergie. Acum trebuie să știm că, așa cum am văzut și ne-a descris doamna profesor, simptomatologia sau mecanismul de apariție al astmului poate să fie unul care implică acest teren alergic, atopic. Asta nu înseamnă că toate persoanele alergice, cum ați dat exemplu, ambrozia, vor dezvolta astm, așa cum nu toți astmaticii sunt la rândul lor alergici. Sigur că factorii alergenii, cei care vin în contact cu epiteliul căilor respiratorii, pot declanșa acest proces inflamator. La nivelul arborelui bronșic se întâmplă o inflamație persistentă, cronică, de lungă durată, care implică diferite proteine proinflamatorii care conduc în final la acea bronhoconstricție care determină simptomatologia descrisă, lupta de a respira exacerbată în momentele de criză, fie la contactul cu alergenul respectiv, fie declanșată de alți factori, cum ar fi poluare, eu știu, schimbări de temperatură, cum am avut zilele acestea, sau
infecții sau alte tipuri de substanțe trigger care declanșează criza de azi. Nu poate fi pus diagnosticul prin faptul că ne știm alergici la ambrozie, implicit avem azi bronșii. Diagnosticul este pus de către un medic pneumolog care poate evidenția modalitatea în care noi respirăm înainte de criză, în timpul crizei, în funcție de niște parametri științifici care, în fine, nu sunt la îndemâna noastră, indiferent ce teste ne-am face acasă ca să punem diagnosticul de azi bronșii. Doamna profesor Nemes, care ar fi, să ne explicați puțin mai pe larg, care ar fi factorii declanșatori a acestei afecțiuni? Mulțumesc de întrebare. Continui ideea domnului doctor și reiterez ideea că, într-adevăr, nu toate persoanele diagnosticate cu ASP sunt alergice și nu toate persoanele alergice fac ASP. Prin urmare, într-adevăr, simptomele astmului sunt produse de anumiți factori declanșatori, dintre care alergiile ocupă locul cel mai important, dar asociem acestora infecțiile respiratorii, vremea rece, pe care și domnul doctor o anunța, dar mai putem aminti și substanțele iritante din mediul înconjurător, chiar efortul fizic poate să fie un factor trigger. Iar mai puțin frecvente, dar foarte importante în viața noastră de zi cu zi, sunt aditivii alimentari sau conservanții din alimente. Ca să nu spunem și poluarea. Trăim în orașe supraaglomerate în care poluarea devine un factor foarte important și factor trigger. Dar de departe, alergiile sunt factorii care în cea mare parte declanșează criza de astm, iar ca să reiterăm ideea de alergen, în mod obișnuit, alergenii sunt substanțe care, pentru un individ normal, nu au un efect important asupra plămânilor. Un pacient care este sănătos, care nu este diagnosticat cu ASP, nu va fi supărat de acești alergeni. Dar la persoanele sensibile, le numim susceptibile, atunci vom putea asista la o anumită reacție alergică. Cel mai important de departe alergen este praful de casă, sunt acarienii la care adăugăm polenurile de diferite din ierburi, părul de animale, câini, pisici. Bineînțeles că trebuie identificați acești alergeni, pentru că ele de fapt sunt elementele care practic trebuie evitate, deci facem evicțiunea alergenului respectiv. Acești mediatori, practic, în final, eliberați sub acțiunea acestor alergeni, practic, stau în substratul menținerii inflamației în căile aeriene, pentru că astmul este o afecțiune per se inflamatorie. Bineînțeles, asistăm la o îngroșare a căilor aeriene, la o secreție mare de mucus, la crearea bronhospasmului. Este foarte important pentru că această musculatură răspunde într-adevăr la această reacție, dar să nu uităm că cel mai important factor este inflamația și trebuie să ținem cont și de comorbiditățile, de orice altă afecțiune pe care pacientul nostru poate să o aibă, spre exemplu, rinita alergică care poate să fie de acompaniament. Foarte bine ați menționat și dumneavoastră, doamna profesor și domnul doctor Fotin, că nu orice persoană care este alergică poate să dezvolte astm și nu orice astmatic poate să fie alergic. Însă există și cazuri în care ambii factori se regăsesc. Și atunci v-aș întreba ce fac greșit acele persoane sau ce nu fac sau, nu știu, este o regulă general valabilă pentru persoanele alergice să fie predispuse dacă greșesc în vreun fel la dezvoltarea acestei afecțiuni a astmului? Răspunsul este simplu. Domniile lor nu greșesc cu nimic. În cea mai mare parte este o sensibilitate pe care organismul o are la acești factori triggeri. Cel mai important este ca diagnosticul de astm să fie un diagnostic acurat, să fie un diagnostic corect, care nu se pune doar pe o singură investigație, spre exemplu, alergologică, trebuie încadrată într-un context clinic, trebuie efectuate anumite teste respiratorii, trebuie accesat medicul specialist, pentru că astmul rămâne un diagnostic de boală cronică.
Nu ne vindecăm de astm, dar putem să o menținem sub control. Prin urmare, această testare simplă a funcției ventilatorii, care este spirometria, este la ora actuală la îndemâna tuturor și în funcție de severitatea parametrilor respiratorii, afectarea acestor parametri respiratori și de contextul simptomatic, se va prescrie, se va încadra pacientul într-o anumită clasă de tratament și se va prescrie terapia respectivă. Bineînțeles că vorbim de o terapie de fond, terapia pe care pacientul o urmează în fiecare zi, va primi și o terapie de reliever, de urgență, pe care o ia doar dacă este urgență, iar în cazurile acelea severe, de care tocmai am intrat în emisiunea dumneavoastră, accesul pacientului român către terapia biologică, atunci când astmul rămâne necontrolat în ciuda acestor terapii inițiale. Ați vorbit despre diagnostic, doamna profesor, dar aș vrea să vă întreb și despre momentul în care ar trebui să ne prezentăm la un specialist. Și fac din nou referire la ceea ce spuneați, la confuzia sau ceea ce am început să discutăm, la această confuzie dintre alergie și boala în sine. Și foarte multe persoane care sunt alergice și ulterior dezvoltă astm, poate se gândesc că au în continuare doar alergie, când de fapt problemele sunt mult mai mari. Și atunci vă întreb, care este momentul în care trebuie să revenim la medic odată ce avem diagnosticul de alergie pur și un tratament aferent acestuia, bineînțeles? În momentul în care diagnosticul este pus, există o relație care se creează cu medicul care îngrijește pacientul. Medicul specialist pneumolog va prescrie o terapie adecvată vârstei respective, clasei de severitate și va monitoriza constant pacientul. Ce este foarte important este că pacientul astmatic într-o primă fază se simte chiar foarte bine din primele zile, este un răspuns fantastic la terapie. Ce ne dorim în mod deosebit este ca domnia sa să rămână compliant la tratament, pentru că dintr-o lipsă de monitorizare, vorbim de această situație pandemică în care suntem, de adresarea la timp către medicul specialist, putem recruta în continuare aceste forme severe de astm, la care adăugăm și formele și pacienții pe care încă nu i-am diagnosticat și care practic îi așteptăm în momentul în care recunosc 1, 2, 3 simptome din cele pe care noi le-am enumerat. Pentru că astmul sever necesită o evaluare specializată, este o muncă de echipă și un tratament care practic accesează la ora actuală terapii de ultimă generație. Pentru că vorbeam ceva mai devreme despre simptomatologie, despre felul în care se diagnostichează această boală, care ar fi factorii declanșatori. Domnule doctor Fotin, care ar fi categoriile de persoane care sunt cele mai expuse la astm? Și vă întreb pentru că printre factorii declanșatori ați numit o serie factori care se regăsesc, cu care conviețuim, poluare, alimentație, ne-a spus doamna profesor, m-a uimit, ne-a spus doamna profesor despre alimentație necorespunzătoare, nici nu mă gândeam că pot fi asociate această afecțiune cu factorul declanșator, dar cu alimentația necorespunzătoare. Da, așa cum ne-a spus doamna profesor, de altfel, categoria susceptibilă este cea care are această sensibilitate. Acest teren atopic pe care noi l-am mai adus în discuție și cu ocazia discutării altor boli, altor patologii la care această hiperreactivitate a organismului prin aceste tipuri de proteine declanșează anumite boli. Vorbeam la dermatita atopică, vorbeam la alte boli la care proteinele proinflamatorii declanșează aceste simptome vizibile și această afectare. Desigur, sunt iarăși categorii de persoane cele expuse poluanților. Cum bine zicea doamna profesor, trăim în orașe mari în care poluarea își spune cuvântul. Noi inspirăm în contact cu epiteliul nostru respirator, vin zilnic în
emisiile de gaze de la țevile de eșapament, ozonul, diversi alți poluanți care nu pot să nu aibă un impact asupra funcțiilor organismului. La unele persoane mai puțin răsunător, la altele, așa cum sigur bănuim, prin apariția de astfel de reacții de sensibilitate, de astm inclusiv. Fumătorii, expunerea la noxele din tutun, bănuiesc că nu este cazul să le dezvoltăm, infecțiile repetate la nivelul tractului respirator conduce la posibilitatea ca această inflamație cronică, această inflamație a urmare infecțiilor repetate să devină cronică și astfel să mimeze și să producă astm bronșic. Prin urmare, nu sunt categorii dedicate de persoane mai susceptibile, mai încadrabile la riscul de a face astm bronșic, cu mențiunea că există aceste persoane mai sensibile din punct de vedere al declanșării răspunsurilor proinflamatorii la nivelul arborelui bronșic. Am înțeles. Vă propun să mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. Vom continua discuția cu doamna profesor Neme și cu domnul dr. Nicolae Fotin în doar câteva minute. O să vedem și care ar fi riscurile asociate astmului sever și multe alte lucruri extrem de interesante despre afecțiunile respiratorii. Revenim în câteva minute. Am revenit în direct și continuăm discuția cu doamna profesor Roxana Nemes și cu domnul dr. Nicolae Fotin. Doamna profesor Nemes, cu dumneavoastră aș continua prin a vă întreba, le-am și promis telespectatorilor că vom lămuri acest aspect. Care ar fi riscurile asociate astmului sever? Mulțumesc, foarte frumos de întrebare. O să reiterez ideea că astmul sever este un astm invalidant. Pacientul experimentează numeroase exacerbări care de cele mai multe ori îl adresează spitalului, el rămâne mult timp spitalizat. Riscul de exacerbare înseamnă și risc de deces asociat, dar există o plată în aceste exacerbări care înseamnă o anumită deteriorare a rezervei funcționale, a funcției ventilatorii pe care domnia sa o are și în mod direct o afectare a calității vieții pacientului. Dacă în astmul sever aceste simptome nu se ameliorează, chiar și dacă pacienții și au în mod regulat terapia și au corect doza de medicație, trebuie eliminate cu totul și cu totul alte cauze declanșatoare, comorbidități și în final medicul specialist trebuie să realizeze în acea evaluare de etapă și suportul și accesul pacientului către această terapie inovativă care este terapia biologică. Terapia biologică este însoțită de efecte adverse? Foarte frumoasă întrebarea. Tot ceea ce înseamnă practicarea medicinei este primul non-nocere. Deci practicăm, în primul rând, o medicină bazată pe dovezi și acest lucru a arătat că aceste terapii biologice se asociază în aceste forme de asever terapiei de fund pe care pacientul nostru o are, vorbind de admisarea medicației la locul faptei, admisarea medicației pe cale inhalatorie, prin acele device-uri, deci vorbim de admisarea de corticosteroid inhalator, de bronhodilatator de lungă durată, dar, într-adevăr, 10% din pacienți care dezvoltă aceste forme de asever au acces către terapiile biologice și cum aceste terapii sunt dovedite în protocoalele clinice că sunt au un profil foarte bun de siguranță, le folosim astăzi atât în populația pediatrică, pentru că avem copii, adolescenți cu asever, cât și în populația adultă. Da, sunt foarte sigure și răspunsul este semnificativ.
De cât timp se folosește acest tip de terapie și înțeleg că este cea mai recomandată de specialiști, din ceea ce mi explicați dumneavoastră? În Europa de mai mult de 10 ani, la noi de mai mult de 5 ani, dar suntem foarte încântați să putem folosi terapiile biologice pentru pacienții noștri și să deschidem această cale în ceea ce numim ca medici fenotipare, în recunoașterea profilului fiecărui pacient și a medicației care se potrivește, practic ca o mănușă fiecărui pacient diagnosticat cu ASVR. Practic, această terapie de fond la care adăugăm atunci când este cazul terapia biologică este o plusvaloare și o creștere semnificativă a calității vieții pacienților noștri. Vă mulțumesc tare mult, doamna profesor Nemes, pentru intervenția în emisiunea 360 Medical de astăzi. Vă doresc încă o dată sărbători cu bine și un an nou fericit și să ne revedem sănătoși. Și mai vă bine. Mulțumesc foarte mult dumneavoastră, domnului doctor și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumim pentru prezență. Mai mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate, după care o să tragem și concluziile acestei emisiuni cu domnul doctor Nicolae Fotin. O să vedem și care au fost cele mai accesate știri de pe platforma 360medical.ro din această săptămână. Revenim imediat. Am revenit pentru ultima parte a emisiunii 360 Medical de astăzi. Vă promiteam că vom trage concluziile și o să vedem și care sunt cele mai accesate știri pe platforma 360medical.ro din această săptămână. Discutăm despre astmul SV, despre bolile respiratorii. Domnule doctor Fotin, ce trebuie să reținem din emisiunea de astăzi? Și aș vrea să ne faceți și un bilanț cu privire la situația din România, pe care nu am menționat-o în această emisiune, cu privire la bolnavii de astăzi. Legat de bolile respiratorii cronice, ar trebui să reținem că ele sunt destul de frecvent întâlnite la nivelul populației. Spuneam că la nivel global sunt peste 350 de milioane de persoane afectate de astfel de boli. Se estimează că până în 2025 cifra globală a persoanelor afectate de astm va depăși 400 de milioane de persoane. În România, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, este estimată o prevalență de 46% la nivelul populației generale, ceea ce înseamnă cam 1 milion de persoane suferind de această boală, dintre care, așa cum am văzut, unele sunt extrem de grave, necontrolate cu medicația obișnuită aplicată conform protocoalelor clinice. Este o boală cu impact în sănătatea publică prin faptul că, de exemplu, 8% din totalul deceselor din Europa sunt din cauza acestor boli respiratorii cronice, după bolile cardiovasculare sau neoplazii sau cancer. Prin urmare, la un asemenea procent este clar că este o problemă de sănătate publică. Trebuie să reținem că există factori care declanșează aceste crize, așa cum ne-a explicat foarte bine doamna profesor, că există tratamente pentru majoritatea formelor de astm, acel procent de 10% astm sever și 40% necontrolabil în acest procent, beneficiind de ultimele terapii aprobate la nivel mondial, respectiv terapiile biologice. Și că putem influența apariția crizelor în funcție de gradul nostru de expunere la alergenii cei mai frecvent implicați în apariția acestor crize. Și că trebuie să avem mare grijă inclusiv la alimentație. Eu am rămas aditivii alimentari, într-adevăr, sunt lucru, considerați după alergii al doilea factor declanșator al acestor crize de astăzi, care bănuiesc că în combinație cu alți factori duc la apariția acestor afecții. Acea predispoziție de teren, să spunem, atopic. Și, de asemenea, nu există o anumită vârstă la care suntem mai mult sau mai puțin expuși. De obicei, astmul de tip eozinofilic, cel alergenic, care are această componentă
se declanșează în perioada copilăriei, dar astmul poate apărea la orice vârstă și poate continua adeseori pentru tot restul vieții. Da, o emisiune foarte interesantă, o discuție foarte interesantă. După cum vă promiteam, o să reluăm aceste emisiuni începând de anul viitor. Pentru săptămâna viitoare luăm o scurtă pauză. O să vă mulțumesc imediat pentru prezența, domnule doctor Fotin, nu înainte însă de a vedea care au fost cele mai accesate știri și cele mai citite știri de pe platforma 360medical.ro, colegii noștri care ne ajută la realizarea acestei emisiuni și le mulțumim și lor pe această cale. Prima știre face referire la senatorul Laszlo Otilo, care este secretar de stat în cadrul Comisiei de Sănătate a Camerei Superioare din Parlament, care a vorbit într-un interviu acordat 360medical.ro despre prioritățile României în domeniul sănătății și despre greșelile care s-au făcut în ultimele decenii în acest sector esențial pentru români. Găsiți pe platforma 360medical.ro toate cele declarate de demnitar. Considerată o măsură temporară pe perioada pandemiei, administrarea tratamentului la domiciliu a devenit prima alegere pentru mulți pacienți cu boli rare. Un sondaj realizat de o asociație de pacienți arăta că 84% dintre pacienții cu boala Fabry se simt mai bine dacă perfuzia este făcută acasă. De asemenea, încă o informație foarte importantă, producția de medicamente din România este în pericol din cauza creșterii astronomice a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, avertizează Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente Primer. Membrii organizației ar putea fi nevoiți să scoată din fabricație medicamente care generează pierderi. După cum vă spuneam, toate detaliile despre aceste știri, dar și multe alte informații din domeniul medical găsiți în orice moment pe platforma 360medical.ro. Domnule doctor Fotin, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cu mare drag ne revedem și la anul. Vă doresc sărbători cu bine în continuare. Asemenea tuturor, sărbători cu bine și să ne întoarcem sănătoși. La... Doamne ajută! Multă atenție și precauție, nu? Da, sunt tot cuvintele de bază în această perioadă. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, stimați telespectatori. Revin la 14 fix la Talk B1. Vă aștept!